Vârful Moldovean, 2544 de metri. Locul în care pământul se întâlnește cu cerul. Doi pacienți, suferind de boli inflamatorii intestinale, urcă pe munte. Ei vor să cucerească cel mai înalt vârf al României, participând la proiectul Făgărașul Speranței. Vreau să îmi dovedesc că pot mai mult decât simplul fapt de a duce o viață normală. Adică, într-un cuvânt, să-mi depășesc limitele. Suntem pregătiți pentru traseu. Sperăm să iasă totul bine. Ne-am planificat un anumit orar. Este o experiență unică, din punctul meu de vedere. Proiectul Făgărașul Speranței, realizat în perioada 6-9 septembrie de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, dovedește faptul că și pacienții cu boli inflamatorii intestinale pot avea o viață normală. Ideea mi-a venit de la niște colegi francezi care au făcut un proiect similar, urcând cu pacienți, asistenți și medici pe Mont Blanc. Sigur că am privit acel filmuleț cu multă emoție și cu invidie. Și această invidie mi-a spus, dar la noi nu se poate, dar noi nu putem să tratăm corect pacienții. Și atunci mi-a venit ideea să încercăm să realizăm și la noi în țară. Scopul însă acestui proiect este un scop mult mai îndepărtat decât ceea ce pare să facem și noi ce se face în Franța. Scopul nostru este să demonstrăm că se poate în România trăi normal dacă punem un diagnostic corect, dacă mergem la timp la medic și dacă facem tratamentul corect. Și în România există speranță. Acești pacienți care suferă de boli grave pot duce o viață normală și acesta este mesajul nostru, să încurajăm și să ajutăm din toate punctele de vedere. Cele mai cunoscute boli inflamatorii intestinale sunt rectocolita ulcero-hemoragică și boala Crohn. Ele fac parte din grupa afecțiunilor autoimune, în care sistemul imunitar se întoarce împotriva propriului organism. De aceea, viața pacienților este complet și dramatic schimbată. Primele simptome au apărut la vârsta de 10 ani. Diagnosticul mi s-a pus la vârsta de 12 ani, aproximativ. După care a urmat perioada de negare, eram și mică, nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Și treptat mă închideam în mine, efectiv. Acești pacienți, de obicei, sunt pacienți tineri care au preocupări profesionale și familiale pe care trebuie să și le îndeplinească. Când boala este într-un puseu de activitate, viața ta, și profesională și privată, este complet dereglată. Refuzam ieșirile cu prietenii, plecări poate la munte sau în gașcă. Dar cu timpul am depășit situațiile și m-am ajutat medicii, tratamentul, iar acum sunt un om perfect normal. Lupta cu boala este ca o călătorie pe munte. E nevoie de viziune, curaj, perseverență și de o echipă bine pregătită. În medicina anilor 2012 nu se mai poate lucra decât în echipă. Trebuie să formăm o echipă sudată. Din medic senior, din medic junior, din asistent, din ture de gardă, din asistent specializat în menținerea unui dialog cu pacientul, pentru ca pacientul să-i fie bine. Pentru a urca pe munte și a realiza ceea ce vor ei să realizeze, este nevoie de multă încredere și de mult curaj. În general, în viață, ca să realizezi ceva, e nevoie să ai încredere în tine, în forțele tale și curaj, o doză de curaj, dar acum să spunem că este nevoie de mai mult decât în mod normal. Mă bucur că pacienții care sunt scopul acestei manifestări sunt niște oameni puternici și care sunt stau foarte bine cu psihicul. Pacientul cronic are tendința de a deveni depresiv. Ei nu. Ei luptă și încearcă să ducă o viață absolut normală. Muntele demonstrează prin provocarea pe care o face că numai printr-o echipă putem să învingem dificultățile vieții. De aceea, cei doi pacienți sunt însoțiți pe munte de o echipă formată dintr-un profesor universitar, doi medici, doi asistenți medicali, un salvator montan, un blogger, doi suporteri și cinci reprezentanți ai mass media. Făgărașul Speranței e un lucru important. E un lucru important din punct de vedere al învingerii unor bariere mentale, mai ales. Este o provocare pe care o susținem din toată inima. Mi s-a părut o idee bună
de a atrage atenția asupra bolilor autoimune și de a recompensa niște pacienți cu urcare pe munte. Ei își depășesc o limită. O limită pe care mulți oameni sănătoși nu reușesc să și-o depășească. Este o provocare să vedem dacă putem merge alături de pacienții noștri, să rezistăm alături de ei în această acțiune, fiindcă noi suntem obligați să încercăm să rezistăm alături de pacienții noștri și în viața curentă profesională și încercăm să ne ducem relația mai departe și pe munte. S-ar putea să avem surpriza că să nu fim atâtea de rezistenți cât sunt pacienții noștri. Având încredere în medici, susținuți de prieteni și familie, pacienții pot avea mai mult decât o viață obișnuită. Ei pot face lucruri extraordinare. Pot cuceri chiar și vârful moldoveanu. Este o mare realizare. Îmi doream de mult să ajung și mă bucur că am avut ocazia și că am reușit să ajung fără nicio problemă. Pentru mine este o mare realizare. Chiar îmi doream de foarte mult timp să vin aici și aș recomanda tuturor care sunt iubitori de munte să vină pe vârful moldoveanu. E o senzație unică, e ceva unic, e ceva superb. Vârful moldoveanu. 2544 de metri și tot atâtea motive de speranță pentru pacienții cu boli inflamatorii intestinale cronice. Un grup unit a reușit să ducă pe vârful moldoveanu doi pacienți. Pacienți care suferă de boală cronică, dar care au demonstrat că pot duce viața absolut normală. Este abia un început de drum, fiindcă de acum încolo, de fapt, este punctul de plecare spre a populariza ceea ce ne-am propus. Că există pacienți care au nevoie de ajutor, că ajutorul și tratamentul acestor pacienți se face în echipă, că echipa cuprinde foarte multe segmente de profesioniști și trebuie să atragem atenția societății asupra acestui fapt. Ei vor să demonstreze și altor pacienți că se poate, să aibă încredere în ei și să creadă în medic și în terapii, să comunice liber cu medicul ca să găsească cea mai bună soluție și să meargă mai departe. Mesajul meu pentru persoanele cu afecțiuni cronice ar fi să aibă o încredere mare în ele. Nu există nu pot, există nu vreau. Trebuie să aibă încredere în medici, să asculte de ceea ce li se spune și să urmeze tratamentul și nu vor avea cum să nu își recapete viața. O gândire pozitivă este cel mai important lucru. Trebuie să te gândești că nu ești bolnav. Sunt fericit, absolut fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem aici. Mesajul nostru este că se poate, că putem să ne depășim propriile limite cu voință, cu speranță și cu încrederea în forțele noastre și împreună.